Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Începutul Evangheliei după Matei ne trece dincolo de marginea unei falii profunde a istoriei, o prăpastie de 400 de ani între Vechiul Testament și Noul Testament. De 400 de ani de când se făcuse auzit cel din urmă profet al Vechiului Testament, Maleahi, cerul amuțise. Știm din istorie că aceste patru secole au fost teribile, tragice pentru poporul Domnului. Când se încheia Vechiul Testament, Imperiul Medo-Persan domina lumea. Egiptul era de asemenea încă semeț, dar patru secole mai târziu, când debutează Noul Testament, amândouă dispăruseră de pe scena istoriei. O nouă putere, Roma, conducea lumea. Evanghelia după Matei și Noul Testament debutează cu o reverență făcută genealogiei lui Iisus Hristos, fiindu-ne prezentați strămoșii omenești și rudele lui Iisus, de la Avraam, prin David, apoi trecând prin anii grei ai captivității, până la Iosif Tâmplarul. În multe privințe, această genealogie este de maximă importanță, pentru că întreg Noul Testament se bazează pe acuratețea ei. Matei îl numește pe Iisus Hristos fiul lui David, fiul lui Avraam. În loc să urmeze ordinea cronologică, Matei îl descrie pe Iisus ca fiul al lui David, întâi pentru a-l prezenta ca Mesia, regele care va instaura împărăția cerurilor pe pământ. Iisus trebuia să fie din linia lui David pentru a împlini profeția lui Dumnezeu făcută lui David. Iar într-un astfel de context, Iisus ocupă în mod justificat tronul de împărat. El este de asemenea și fiul lui Avraam, care îl recunoaște ca parte din poporul ales. Dumnezeu i-a zis lui Avraam, în Geneza 22, versetul 18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iar Pavel a scris că sămânța era Hristos, în Galateni, capitolul 3, versetul 16. Matei ne descopere lucruri extraordinare în această genealogie. Chiar dacă Iosif nu putea fi tatăl natural al lui Iisus, Iosif i-a acordat dreptul legal la tronul lui David. Căsătorindu-se cu Maria, sursa umanității autentice a lui Iisus, Iosif a dat mai departe dreptul legal lui Iisus. Atât Maria cât și Iosif erau descendenți din David. Iar atunci când a venit vremea recensământului și a plății birului, amândoi au plecat la Betleem, unde profeția spunea că trebuia să se nască Mesia. Poate că pentru noi aceste genealogii, înșiruirile de nume și familii, par irelevante, dar fiecare nume reprezintă o istorie de viață. Este despre cum Dumnezeu a văzut și a chemat un om, l-a păstrat și l-a folosit pentru a-și împlini scopul său măreț. Când viața ta pare nesemnificativă, adu-ți aminte că Dumnezeu scrie și povestea ta, care are rolul ei strict determinat și uneori determinant în curgerea veacurilor. Mâine îi vom cunoaște pe cei desemnați de Dumnezeu să fie părinții pământești ai lui Iisus. Ați ascultat o sinteză a comentariilor lui John Vernon McGee, cuprinse în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi.